copiilor, familie furdui. Trăim o nesfârșită durere de când copiii, nepoții noștri au fost luați de la părinți. Nu putem să gândim cum s-a putut așa ceva, cum se poate întâmpla așa ceva să răpească copiii din sânul familiei. Noi așteptam să vină în vacanță, petreceam vacanțele cu ei, ne bucuram, să bucuram și ei. Era o familie model, nu erau copii care să fie abuzați, cum scrie Iukendam. Dorim mult să vedem pe Leia, să vedem pe toți, de dor de ei și așteptăm să vină acasă. Ne bucuram foarte mult și așteptam în fiecare vară să vină în vacanță acasă. Și atât de mult ne-am bucurat cu ei și cred că se va termina drama asta cât mai repede să vină să vedem. Pe Leia n-am văzut-o niciodată, măcar decât numai pe telefon, așa pe ei mi-am văzut-o. Restul n-am văzut-o niciodată. Și e așa de dor de ei, de toți, și credem că vor fi ascultate glasurile, dorințele noastre ca copiii să fie acasă, să ne bucurăm din nou cu familia. Niciunul nu este mai bine ca acasă în familie. Copiilor, familie furdui. Trăim o nesfârșită durere de când copiii, nepoții noștri au fost luați de la părinți. Nu putem să gândim cum s-a putut așa ceva, cum se poate întâmpla așa ceva să răpească copiii din sânul familiei. Noi așteptam să vină în vacanță, petreceam vacanțele cu ei, ne bucuram, să bucuram și ei. Era o familie model, nu erau copii care să fie abuzați, cum scrie Iukendam. Dorim mult să vedem pe Leia, să vedem pe toți, de dor de ei și așteptăm să vină acasă. Ne bucuram foarte mult și așteptam în fiecare vară să vină în vacanță acasă. Și atât de mult ne-am bucurat cu ei și cred că se va termina drama asta cât mai repede să vină să vedem. Pe Leia n-am văzut-o niciodată, măcar decât numai pe telefon, așa pe ei mi-am văzut-o. Restul n-am văzut-o niciodată. Și e așa de dor de ei, de toți, și credem că vor fi ascultate glasurile, dorințele noastre ca copiii să fie acasă, să ne bucurăm din nou cu familia. Niciunul nu este mai bine ca acasă în familie.